Înștiințare. Rugați-vă și mijlociți pentru țară. Cu câteva săptămâni în urmă a fost la Biserica Elim din Piatra Neamț o prorocie în care Domnul spunea că în poporul său s-au înmulțit judecători și s-au împuținat mijlocitorii. Și a mai spus că la hotarele țării noastre stătea un înger care aștepta de la Dumnezeu semnalul de retragere și apoi va începe războiul. Dar Domnul a zis că dacă poporul său va începe să se lase de judecată și va începe să mijlocească, nu va îngădui să vină războiul și va da un an de pace. Condiția ca să nu vină războiul era să se înmulțească mijlocitori în rugăciune pentru țară. Mijlociți, fraților, și dați de veste și la alții. Amin. Înștiințare. Strigă Duhul Sfânt, pregătiți-vă! Iisus s-a înălțat, s-a dus să pregătească un loc, voi pregătiți-vă pe pământ. Vremea este scurtă și lucrurile se vor strica. Curând vom auzi vești îngrozitoare. Negura va cuprinde și focul va începe să ardă în multe locuri. Amin. Înștiințare din 13 aprilie 2024. Pace, frați și surori, sunt sora A. E. Aș vrea să aduc la cunoștința voastră o avertizare din partea Domnului care am primit-o în această dimineață prin vis. Trebuie să intrăm de urgență în mijlocire pentru țara noastră. În prima parte a visului se făcea că explicam unui om ce înseamnă mijlocirea. Așa era în vis, că nu prea înțelegea acest om. Și cred că acest aspect este foarte important să îl spun. Dumnezeu mi l-a dat așa că intervenim cum trebuie la această cauză. Cred că așa suntem unii sau majoritatea din noi în această privință legat de mijlocirea pe care tot ne-a cerut-o Domnul să o facem prin diferiți proroci ai Domnului. Ziceam acestei persoane, tu știi ce înseamnă mijlocirea? Înseamnă să te pui să te rogi pentru acel lucru, doar pentru acel lucru să te pui într-o rugăciune cu adevărat consistentă. În vis se făcea că eu aveam o situație pentru care eram în mijlocire și nu era ușoară, dar a trebuit să las orice și să intervin înaintea Domnului pentru țară. Ne-am pus la rugăciune și la început știam că eram eu cu familia la rugăciune la mine acasă, la Bătești, dar pe măsură ce rugăciunea înainta, dintr-o dată m-am văzut cu toți care m-am alăturat din familia mea la rugăciune în camera tatălui meu și eram cu ei în rugăciune pe măsură ce ne rugam. Am văzut cum au intrat trei tineri din Bătești și s-au unit cu noi la rugăciune. Vreau să mai spun și celelalte lucruri din vis. În vis se făcea că eram în așa liniște
și mă bucuram de grădina în care îmi făceam lucrurile. Dar totul s-a schimbat. Apoi am mai auzit în vis pe fata mea mare, cum spunea celeilalte, cum va fi când va fi război. Aceasta zicea, frigiderele ne vor fi goale. Era cumva ca o groază, nesiguranță, parcă nu știai de unde să procuri. Apoi ne gândeam la soții noștri, nu știam ce va fi și ce se va petrece cu ei. Noi, soțiile tinere, nu știam ce legi se vor da. Când ne-am pus să ne rugăm în vis, se făcea așa, așa știam în vis, că parcă în guvern, undeva sus, s-a vorbit deja ceva. Și cu ce asemăna, parcă tot ce era în vis era ca o alertă care s-a dat. Adică lucrurile erau acolo la cald. Frați și surori, să intrăm în mijlocire. Nu e timp de amânare. Când m-am trezit din vis, am început să mă rog direct, dar m-am gândit apoi să mă uit la ceas. A fost 5:35. În timp ce mă rugam, am întrebat pe Domnul care e modul cel mai bun a ne ruga pentru această cauză. Și Domnul mi-a spus că în acest mod, cum ai slăvi pe Dumnezeu, că El te va izbăvi din acest lucru. Amin.